Elon Musk, noul proprietar al Twitter, spune că următoarea sa achiziție va fi compania Coca-Cola pentru a pune cocaina înapoi în suc. Postarea făcută de Elon Musk pe Twitter, rețeaua sa de socializare favorită, a venit la doar câteva zile după ce acesta a cumpărat platforma de socializare pentru 44 de milioane de dolari, deși inițial Consiliul de Administrație al companiei a încercat să blocheze tranzacția. La mai puțin de o oră după anunț, Elon Musk a făcut o nouă postare în care îndemna: "Haideți să facem Twitter maxim de distractiv." Deși foarte probabil comentariul miliardarului sud-african vis-a-vis de Coca-Cola este o glumă, el are totuși un sâmbure de adevăr istoric. Potrivit Institutului Național pentru Combaterea Consumului de Droguri din Statele Unite ale Americii, cocaina era legală în 1885, când John Pemberton, un farmacist din orașul american Atlanta, a creat prima băutură Coca-Cola. Rețeta lui Pemberton conținea la momentul respectiv un extras din cocaină obținut din frunzele de coca. Farmacistul a descris băutura pe care a creat-o ca fiind un medicament brevetat și un tonic pentru creier și băutură intelectuală. Un articol publicat în 1988 de The New York Times cu privire la compania Coca-Cola a relatat de asemenea cum cocaina a făcut parte din rețeta originală, fiind apoi eliminată la începutul anilor 1900.